Formația suceveană a început curajos meciul, Dumitru a reușit să înscrie în minutul 10, însă golul a fost anulat pe motiv de offside. Steliștii au replicat prin Iacob și Simion, dar încercările celor doi fie au ratat ținta, fie l-au găsit la post pe Pascal. Insistența gazdelor avea să se concretizeze în minutul 33, când Pleșan a centrat din bandă dreaptă, iar Simion a deschis scorul cu o lovitură de cap. Galben-albaștri au ieșit mult mai motivați de la cabine, iar Homneac, Andrie și Dicher și-au trecut în cont ocazii mari de a înscrie. Înghesuit în propria jumătate de teren, reduta roșu-albastră avea să cedeze în minutul 88, Kosovski restabilind egalitatea cu un șut sub transversală. Scor final 1-1 și Cetatea pleacă alături de Pluton în cursa pentru salvarea de la retrogradare. Sigur că atunci când reușești să obții un punct în deplasare, da, nu, normal ar trebui să fii mulțumit, dar sigur sunt și inexactități și greșeli inerente pentru prima etapă. Sperăm ca în etapele celelalte să le mai remediem și sigur că nicio echipă nu este în 100% pregătită în prima etapă. Cu 5 zile înainte de desfășurarea etapei a doua, sucevenii nu știu încă ce echipă vor întâlni pe areni. Neprogramată în primul meci din cauza datoriilor, Gloria Buzău va afla sentința marți. În cazul în care buzoienii vor fi excluși din campionat, Cetatea ar putea juca cu CSU Otopeni sau va sta pe margine în următoarea etapă.